A plecat astăzi acasă, antrenorul echipei Shakhtyor Donetsk a fost externat în urmă cu puțin timp din spitalul universitar. Vă reamintim, a ajuns acolo după ce pe 6 ianuarie a fost rănit într-un accident de circulație. Lucescu s-a ales atunci cu 4 coaste fracturate și cu un plămân perforat. Florentina Ilie vine cu detalii. Bună ziua, Florentina, ce au spus medicii? Bună ziua, medicii spun că se simte bine și că va urma o perioadă de recuperare în care va face kinetoterapie. L-au sfătuit însă să se protejeze pentru că nu are voie să se expună la frig, așa că în următoarea perioadă clar nu va reveni pe terenul de fotbal. Având în vedere că Mircea Lucescu nu are asigurare medicală în România, toate costurile intervenției chirurgicale și ale spitalizării le va plăti în perioada următoare, iar pentru tratamentul impecabil pe care medicii de aici l-au avut față de antrenor Akhmetov, se gândește să facă donații și daruri spitalului care să amintească de echipa ucrainiană. În primul rând aș vrea să mulțumesc colectivului de medici de la acest spital care s-a comportat de manieră extraordinară, profesionist, cu multă, foarte multă atenție, foarte multă generozitate și care m-au ajutat să revin într-un moment foarte greu. Sunt mulțumit că am ales să rămân să mă tratez aici, dovadă că 2 săptămâni recuperarea a fost foarte bună.